Bună seara, dragii mei! Suntem la emisiunea Cadastru pe înțelesul tuturor, o ediție cu totul specială de la Brad, din județul Hunedoara, unde împreună cu colegul meu de realizare, Ion Daniel Indreiu, avem ca un invitat mai de seamă și anume primarul comunei Vața de Jos, domnul Ioan Liviu Lință. Bună seara, Bună dragii mei! seara! Bine ați revenit împreună de data asta la această emisiune. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să vă salutăm, domnule primar, și înainte de a da drumul, știm foarte bine că săptămâna asta e o săptămână a patimilor și ne aducem aminte cu mare pioșenie despre Domnul nostru Iisus Hristos, care după o intrare triumfală în Ierusalim a trebuit să suporte într-o săptămână o crucificare. De aici plecând, vă vreau să vă spun că și noi, ca oameni, de multe ori ne dăm seama că prietenii ne trădează foarte des. Și Domnul Hristos a fost trădat de cei mai apropiați, chiar cei mai apropiați, chiar vândut. Deci să nu vă așteptați la lucruri prea bune, să nu vă așteptați că mandatul pe care îl aveți dumneavoastră de îndeplinit față de alegători va fi unul ușor. Și spunând treaba asta, trebuie să spunem că el a biruit. A biruit moartea, ne-a dat un exemplu, ne-a dus pe drumul cel bun. Și pentru că este bine mai mereu să ne aducem aminte de el, este să învățăm tot ce a făcut bun pentru ca noi să avem modele de viață, modele de trăit. Haideți să începem cu introducerea comunei Vața de Jos. Ce ne spune primarul Lință despre comuna Vața de Jos? După cum vă spuneam, comuna Vața de Jos este situată în partea de nord a județului Hunedoara. Avem o suprafață de aproximativ 20.000 de hectare. Avem 13 sate, 3.478 de locuitori. Este o comună, să spunem, bogată din punct de vedere mai mult spiritual, să zicem așa, și cu ape termale tămăduitoare. Să nu uităm că la Vața de Sus s-a născut părintele Arsenie Boca. Avem stațiunea balneoclimaterică, care în momentul de față este închisă, dar noi sperăm în viitorul cât mai apropiat ca aceasta să se redeschidă. Deci, la o comună cu 13 sate, aveți 14 probleme. În mod categoric, fiecare are specificitatea ei, Vața am trecut prin ea, sunt locuri mirifice și cred că acum pandemia normală ar cam trebui să vă dea de gândit că trebuie să vă promovați patrimoniul pe care îl aveți dumneavoastră în mod categoric. Mai ales dacă aveți și ape termale. Dar apropo, ce se întâmplă cu apele termale de acolo? De ce nu le putem exploata noi ca români? De 11 ani stațiunea este închisă. A fost a Trom Telecomului, momentan a Telecomului. Și, nu știu, n-au mai dorit să fie această stațiune pusă în valoare. Deși sunt hoteluri de 4 stele și jumătate, 3 stele cu ape termale, care momentan iasă din comun și se scurg în criș. Întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră, ca administrație publică, nu puteți să interveniți, să le preluați? Ar fi extraordinar pentru comuna dumneavoastră un lucru excepțional. Da, dar banii de investit în această stațiune nu cred că îi avem disponibili să o putem pune această stațiune pe roate ca să putem să îi dăm drumul. Eu mi-aș fi dorit, chiar mi-aș fi dorit să pot să achiziționez această stațiune și nu ar fi imposibil.
Doar că banii care ar trebui să investesc în ea pentru a-i da drumul, din punctul meu de vedere, care eu vin dintr-un mediu privat, știu ce înseamnă bani, știu ce înseamnă investiții, ca administrație publică locală e total diferit față de o administrație privată. Evident, nu contest lucrul ăsta, dar țineți minte că avem posibilitatea de proiecte europene și cred că pentru zonele dumneavoastră, care nu cred că sunt zone favorizate, mai repede, mai degrabă e zonă defavorizată acolo, s-ar putea să există o posibilitate. Nu știu, evident nu am studiat problema, dar ar fi mare păcat să nu încercați să faceți demersuri. Ce ne mai puteți spune despre Comuna Vața? Avem momentan câteva pensiuni. Acum am avut o acțiune în urmă cu o săptămână cu drumul Regelui, care face legătura între județul Hunedoara și județul Arad, la Petriș ajunge. Am avut o acțiune cu reprezentanții consiliilor județene Hunedoara și Arad, cu prefectul de Hunedoara, cu subprefectul de Arad, cu vicepreședintele Consiliului Județean Arad, de la deva a venit administratorul public al județului, să încercăm să punem în valoare acest drum istoric, din punctul nostru de vedere, drumul Regelui, unde regele făcea acest traseu pentru a veni la Vața a se trata de anumite boli legate de reumatice. Ați văzut, domnul primar, am luat un interviu la promotorul, sau cum mi se spune, la cel care răspunde de informarea turistică din Comuna Margina. Ei își organizează o zi de vizitat locurile din zonă, o comună, prima comună din județul Timiș după Hunedoara, în dealul Coșeviței, și să știți că au luat exemplu și au încercat să ducă oameni la țărani acasă să mănânce mâncare țărănească, să au o și denumire, n-am reținut-o eu 100%, dar oricum au îndrăznit. Pe domeniul ăsta ați făcut câte ceva, să dezvoltați, mai ales că frumos sună drumul Regelui. Cred că pare interesant. Cum v-ați gândit să organizați o astfel de desfășurare? Ne-a venit ideea pentru că drumul este cam impracticabil. Am avut o discuție cu domnul primar de la Petriș în vederea acestui proiect. Am semnat chiar un protocol de colaborare cu Comuna Petriș. Chiar am fost și la domnul președintea Consiliului Județean Arad, la domnul Cionca. Am fost personal, am fost la domnul Nistor la Deva pentru a încerca să facem această legătură cu județul Arad, pentru că s-a și scurtat drumul între Hunedoara și Arad. Plus că sunt și niște obiective foarte importante, adică acest drum s-a construit cu atelaje manuale, cu boi, cu cai. Sunt niște ziduri care și acum se văd și sunt vizibile, și podețe de pe acea vreme. Podețe ovale, ziduri făcute din piatră, tot așa manuale, puse una peste alta cu legătură, care au rezistat tuturor intemperiilor. Să știți, domnul primar, că ideea dumneavoastră nu numai că este generoasă, dar pare foarte, foarte interesantă, și vreau să vă spun că pandemia asta, care ne cam scutură pe toți și ne mai trezește la realitate, dar ne și mănâncă puțin din minte, că așa răutate cum există acum și dezinteres nu cred că a mai fost vreodată, vă creează posibilitatea să vă puneți în valoare frumusețile, pentru că județul dumneavoastră, județ excepțional, am fost prin zonele dumneavoastră, aveți locuri extraordinar de frumoase și așa puteți să dezvoltați. Eu mă bucur că suntem împreună și suntem împreună cu un prieten al nostru, Daniel Indreiu, care e un pasionat ca și mine, de altfel, de un domeniu pe care dumneavoastră actualmente trebuie să-l derulați. Și acest domeniu se numește cadastru, adică
Identificarea patrimoniului. Mă bucur să fiți pe lista comunelor care au intrat în acest concert, dacă vrem să-i spunem așa, pentru definitivarea sau identificarea sau rezolvarea problemelor. Recent am fost în Hunedoara, într-o altă comună. Comuna se numește Râu de Mori. Și se pare că și acolo se derulează această operațiune de înregistrare sistematică și am promisiuni că și primarul de acolo va veni să ne povestească și acum o să intrăm în miezul discuției legat de acest subiect. E un subiect pe care împreună cu colegul meu și colegul Dan Ioan Voicu de la Radio România Antena Satelor îl dezbatem de mai bine de 6 ani jumătate, încercând să vă determinăm pe cei care trebuie să beneficiați de fructele acestui proiect, să vă implicați, pentru că nu știți ce pierdeți, dacă nu-i aveți. Uite, vrei drumul regelui? Dacă n-ai cadastru, degeaba vrei. Deci, haideți să procedem și să ne spuneți ce program derulați dumneavoastră pe acest domeniu. Da, ne bucurăm foarte mult că am fost prinși în acest program de cadastrare sistematică. Chiar Vața suferă la acest capitol, adică acum ne zbatem să tabulăm și să putem depune proiecte, pentru că sunt foarte prost la acest capitol de întabulare și din acest motiv nu putem depune proiecte europene. Eu, de când am venit, un singur proiect am putut să depun la CNI pentru un singur drum care este întabulat. Restul nu am nimic întabulat, adică nu am nici clădiri, nu am nici drumuri. Este foarte greu să mai faci ceva într-o comună unde nu ai cadastrat drumuri, nu ai cadastrate cămine culturale. Și aceasta este cea mai mare problemă a noastră. Totodată, cadastru sistematic înseamnă o muncă foarte asiduă cu cetățenii. Trebuie să informăm foarte bine acești cetățeni să fie la fața locului atunci când această firmă vine în teren să măsoare aceste terenuri. Și totodată am deschis și un birou la Căminul Cultural din Vața de Jos, vinerea între 10 și 12, unde le stau la dispoziție firma Înțeles care face această... Așa mult? 10-12? În prima fază, nu la colectarea altelor. Din punctul meu de vedere nici nu poate să ajungă omul până acolo în 2 ore și ăsta și pleacă. Dar, domnul primar, subiectul dumneavoastră este următorul. Eu sunt puțin mai atent la detaliile astea și vreau să vă ajut ca primar să înțelegeți cine sunteți. În calitatea pe care o depuneți dumneavoastră și o derulați, conform legii, primarul are obligația să înștiințeze prin orice mijloace de publicitate pe deținătorii imobililor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru, să permită accesul prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte acte de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe, la identificarea limitelor imobilelor. Domnul primar, se face așa ceva? Mergeți, participați? Bineînțeles, avem... Nu dumneavoastră personal, atenție, dumneavoastră sunteți cel care dați dispoziție. Am înțeles. Avem un băiat din cadrul primăriei care face acest lucru și care merge în teren și verifică oamenii, doar că, pentru cei care mai au detalii. De aia am spus că avem un birou unde oamenii peste aceste probleme, pentru că noi informăm, avem pagina de Facebook a primăriei, avem pagina primăriei, informăm oamenii, ne ducem la ei, am informat, le-am pus și pliante în poartă, pe unde merge, îi anunțăm, se anunță fiecare zi cam unde merg echipele în teren.
Și doar acest birou este cumva suplimentar. Dacă oamenii mai au probleme... Nu suplimentar, domnul primar. Legea spune clar. Nu suplimentar. Asta este obligația lor. Legea spunea foarte, foarte clar că aceste birouri trebuie să existe. Deci nu le dumneavoastră. Trebuia să fie inițiate de cei care prestează lucrurile, să fim înțeleși. Vreau să vă mai întreb. Dumneavoastră, în ce zonă sunteți? Zonă cooperativizată, necooperativizată? Avem și zonă cooperativizată, avem și zonă necooperativizată. Sunt diferite satele. Au fost sate unde au fost total cooperativizate, unde jumătate au fost cooperativizate, sate care n-au fost cooperativizate. Acum, bineînțeles că vine întrebarea de la sine. În zonele necooperativizate vă confruntați cu lucruri mai clare din punct de vedere al proprietăților, în sensul că oamenii își cam cunosc hotarele. Da. Întrebarea mea este, se măsoară imobil cu imobil? Deocamdată sunt adevărul, pe intravilan. Da. Eu am întrebat, dincolo am întrebat, să știți că sunt un tip care știu să întreb. Te duc pe o direcție, te duc acolo și ți-o pun direct întrebarea și n-ai cum, că te scapă. Deci, am întrebat și la Râu de Mori. Domnule, dar ce zonă sunteți? Ah, da, și mai măsurați? Păi intravilanul. Păi ce faceți? Așa faci, mă. Ce face în curestul, domnul primar? Și la dumneavoastră tot la fel? Da. Momentan doar intravilanul. Așa a început. Nu, dar deși... eu, și ce faceți cu extravilanul? Mi-l dați mie? Păi nu. Ei au spus că doar intravilanul o să-l facă prima dată. Adică, stați puțin, că nu înțeleg. Dumneavoastră, pe ce program sunteți? Pe POR. Pe POR. Păi programul operațional regional nu merge să facă doar intravilanul. Merge și face OAT-ul complet. Dacă doreați să intrați pe sectoare cadastrală, făceați intravilanul. Punct. Cum, explicați-mi că nu prea înțeleg. Cum, domnul Indreiu? Că aici te rog să mă ajut. Eu am înțeles la discuția care a fost cu reprezentanții societății că încep să măsoare partea de intravilan, după care o să măsoare și extravilanul. Așa era discuția la momentul respectiv. Acum o să vedem. Oricum o să se facă o monitorizare a activității lor, nu o să fie lăsați de capul lor, o să se verifice imobilele măsurate dacă corespund sau nu cu realitatea, fiindcă nici domnul primar nu are interes să intre. Auziți, domnul primar, vedeți că dincolo, la Râu de Mori, știți cum e, noi ăștia reporterii, ca să spunem așa, sau cum vreți să spunem, noi știm să punem întrebările când trebuie. Și am întrebat și, aveți ceva probleme? Păi cam avem. Vedeți ce tipuri de probleme aveți, domnul primar? Aveți un avantaj fabulos, sunteți un beneficiar de proiect, numai că trebuie să vă mai dau o veste. Dumneavoastră răspundeți de calitatea lucrării, indirect. Pentru că dacă dumneavoastră semnați recepția, ați preluat ce vi s-a dat. Atenție mare că actualmente, pe dumneavoastră trebuie să vă înțelegeți bine lucrurile, actualmente aveți reglementată și posesia și titlurile pe 231 și legea 87 și sunt mai multe lucruri care s-au reglementat. Trebuie să beneficiați de ele, trebuie să interveniți peste tot, să determinați oamenii. E adevărat că lucrați cu oamenii și să-i determinați să înțeleagă. Aveți șanse ca să vă rezolvați problemele, că e foarte ușor să treacă proprietate privată, proprietate provizorie pe OAT și după aceea rămâneți dumneavoastră cu problemele plătite și nerezolvate. E normal să fie așa? Nu e normal, aveți dreptate. Pentru început a fost și perioada asta de iarnă, în care s-a trecut așa, de la iarnă mai anins, a fost unde, dacă te duci în teren, nu o să vezi răzoarele terenurilor. Și de aceea au spus că o să facă intravilan, după aceea o să vină. Bineînțeles că nu o să le semnez nici o
o lucrare sau nicio recepție la o lucrare până când nu verificăm totul și toată lumea să fie mulțumită, pentru că e foarte greu. După aceea toate problemele se răsfrâng asupra OAT-ului, asupra mea. Vă dați seama că eu sunt conștient de lucrul acesta. Ați mai trecut pe aici, ați avut niște rezultate fabuloase, nu? Parcă drumuri, cale ferată. Da, firma respectivă. Cum le-ați rezolvat pe alea? Păi alea, unele au rămas, nu sunt rezolvate. Unele au rămas. Păi au rămas... Dar cine le-a produs, domnul primar? Haideți să le spunem lucrurilor pe nume, ca să înțeleagă lumea, că dacă vorbim așa pe așa, cine a produs aceste încurcături? Tot aceeași firmă care ne face și nouă cadastru sistematic, care am făcut întabularea la DN76, unde au rămas destul de mulți cetățeni cu probleme cu terenul. Daniel, parcă noi am avut o emisiune și la radio pe subiectul ăsta, nu? Da, da. Am avut. Și cu calea ferată, unde și-au întabulat toate terenurile și casele care erau, de fapt, ale fostului IFET și le-au trecut la ei. Acum oamenii, bieții, se luptă să și le treacă din nou pe dânsii. Adică, stați... Și domnul Andreiu, că nu am înțeles, nu am înțeles. E vorba despre o porțiune de circa 2000 de metri pătrați de teren pe care fostul IFET, întreprinderea de exploatare a lemnului, a construit 6 case, practic 3 duplexuri, cum se făceau pe vremea aceea, locuințe muncitorești. Și în momentul în care s-a făcut înscrierea în cartea funciară a terenurilor aparținând CFR-ului, a fost inclusă întreaga suprafață de teren în conturul pe care s-a înscris CFR-ul, inclusiv cele 6 construcții. S-a făcut referire la faptul că așa erau limitele în anii 1870, când s-au întocmit cărțile funciare centrale de la Cluj. Și din cauza asta a fost preluată zona respectivă, dar eu zic că trebuia un pic verificat la fața locului, văzut care este situația, nu așa să includem în terenul CFR-ului tot ce găsim pe lângă, fără să mai avem discernământ să alegem ce s-a întâmplat în cei 150 de ani. Este foarte greu să mai reconstitui acum exact ceea ce era acum 150 de ani, pentru că există multe modificări, fie ale reliefului, fie... configurația din zonă s-a schimbat, s-au făcut drumuri altele, sau eu știu ce s-a mai întâmplat, s-au făcut alte construcții. Ei au mers pe o metodă foarte simplă, unde au găsit contur în cadastru, l-au ocolit, chiar dacă și conturul respectiv cuprindea o porțiune din zona respectivă cuprinsă în cărțile centrale de la Cluj, și unde nu au găsit contur, s-au extins până unde au considerat de cuvință, probabil prin raportare la hărțile respective. Dar este o situație destul de complicată, care nu știu ce rezolvare va avea, mai mult decât atât cei 6 au și validare de la prefectură pe legea 231, să primească titluri de proprietate. E simplu, vă spun eu, domnul primar, asta e crucea dumneavoastră, se numește calvar, trebuie să-l urcați, trebuie să vă rezolvați că sunt cetățenii dumneavoastră, nu sunt ai mei. Știți cum e? Foarte ușor, trecem, facem, dregem, nici nu discutăm cu primarul. Mie mi se pare puțin de tot un mod inelegant, care nu cred că face cinste nimănui. Deci dumneavoastră, prin compartimentele dumneavoastră de resort din aparatul dumneavoastră, trebuie să puneți la dispoziție informațiile pe care le aveți la primărie, le dețineți, pentru a fi se realiza cât mai bine înregistrarea sistematică. Și aici mai spune ceva care este esența. Primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale anterior recepționării lor de către Comisia de Recepție stabilită în acest scop la nivelul oficiului de cadastru, în vederea însușirii tuturor datelor cu privire la terenul și construcții. Pentru eliminarea procedurilor administrative se pot emite certificate confirmative. Deci, domnul primar, aici am vrut să vă aduc. Acum sunteți la Vața, sunteți la Brad și am vrut să vă aduc să vă spun ce rol are un primar care trebuie să se respecte.
și dacă se respectă pe el, poate să respecte și cetățenii din jurul lui. Indiferent de ce comentarii vor fi, sunt convins că vor fi comentarii, dar voi continua să spun că dacă facem un lucru, trebuie să-l facem bine. Și dacă îl facem mai bine, să-l facem așa cum trebuie. Nu mă interesează pe mine că o să vină unii și să-mi spună caietul de sarcini. De ce te-ai băgat? Trebuia să înțelegi odată că și la român trebuie să se lucreze profesionist. Nu cu presiuni, nu cu comentarii. Da, ei din ceea ce am văzut, consideră că fac o mare favoare comunei prin această Nu lucrare. Fac o mare favoare. Favoarea sunt rezultatele. Asta am spus și eu. Eu nu zic că nu e foarte benefic pentru comunitate să se facă această lucrare, dar dacă nu se face cu responsabilitate, mai rău va fi în viitor și până la urmă primarul va fi cel care va deconta toate nemulțumirile cetățenilor și foarte greu le va mai rezolva. Daniel, nu spunem noi doi, că noi doi știm foarte bine. Spune legea. Și să știți că legea e pentru unii. Săptămâna trecută am avut o emisiune cu colegul de Măcuș și pentru că suntem totuși în săptămâna mare, vreau să vă spun că noi am îndrăznit echipa noastră care lucrăm pentru a învăța oamenii despre cadastru, că e o misiune nobilă. Am ajuns la concluzia că este absolut necesar să transmitem o scrisoare la președintele României, primului ministru, ministrilor de resort, prefecturilor, în care să povestim că există legea 231, legea 87 și să ni se spună dacă se aplică sau nu. Vreau să nu vă dezamăgesc, dar unii cred că atunci când au ajuns în funcțiile de conducere, au confundat slujirea cu propria afacere. Unii nici n-au înregistrat materialul. Unii care au primit de la președintele României scrisoare prin care ni s-a comunicat că a fost transmisă la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților acea scrisoare deschisă, ne-au trimis și număr de înregistrare. Și ce să vă comunic acum eu dumneavoastră, domnul primar? Că nu mi-au făcut și nu mi-au răspuns? Vedeți dumneavoastră, cred că disoluția autorității la nivel național este atât de mare încât nu înțeleg de ce mai plătim noi taxe. Pe bune, e foarte corect. Și acum, dacă dumneavoastră îndrăzniți să cereți să fiți respectat, s-ar putea să deranjați. Numai că știți care e diferența, domnul primar, între noi și dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți ales, iar noi suntem curioși. Și noi punem întrebări, nu, Daniel? Ne place să punem întrebări. Să știm și noi că noi am învățat la școală, n-am băut cerneala. Ce părere aveți, domnul primar? Da, așa este. Când au venit această firmă în zonă, chiar am avut discuții cu dânsii pentru că am trimis omul de la primărie să-i verifice și a spus că ce caută el, merge să-i verifice. Am zis, da, vă verifică. Nu, numai puțin. Păi nu, așa au pus dânsii problema. Nu, domnul primar, peste asta nu trecem. Haideți să lămurim încă o dată, sau de toată țara. Deci, să recapitulăm. Primarul, prin reprezentanții săi, are obligația să participe la identificarea limitelor. Ce ați spus mai înainte? Când a ajuns acest băiat în teren, a spus că ce caut acolo, că îi verifică. Și am spus, da, dacă nu vă verifică, de mâine nu mai lucrați. Vă luați toate sculele și plecați de aici. Eu vreau să știu ce se întâmplă în comună, nu veniți la mine să-mi puneți în față ceva ce vreți voi. Vă felicit, domnul primar, vă felicit, sau de toată țara aia că stă un primar destoinic. Îmi pare bine. Am avut o întâlnire cu domnul Indreiu și cu dânsii la birou. Eu am chemat a doua zi sau a treia zi când au putut și dânsii să vină și am avut o discuție cu ei. Le-am spus, o să vin să vă verific în orice moment când nu poate omul să stea în permanență cu dânsii în teren. O să mergem oricând să-i verificăm prin sondaj.
ce au măsurat și să vedem dacă este realitatea din teren, pentru că așa mi se pare normal, nu să vină dânsii, ne-am spus, voi ați venit la mine, nu eu am venit la voi. Pentru asta vreau să văd și să verificăm oricând, adică, în orice moment. Ce-or zis? N-am înțeles ce-or zis. A, dânsii? După aceea n-am mai spus nimic, au spus bine, în regulă. Eu sper să înțeleagă, pentru că dacă nu, dumneavoastră veți fi crucificat. Eu sunt cel care decontează... Dați o coteală în fața țăranilor, pentru că țăracii de ei, ei sunt duși cu pluta. Efectiv, din moment ce nu se face treabă de calitate, cred că se poate lucra și bine. Eu nu cred că nu se poate lucra, domnul primar. Eu cred că și avem cele mai mari probleme cu direcțiile silvice care au bornat și au făcut amenajamente silvice și au luat pur și simplu abuziv terenurile oamenilor. Adică bunicul spunea aici, eu am avut cartofi și lucram, acum e pădure și bornată. Și direcția silvică vine și spune, păi veniți cu acte că eu vă dau. Dar ei au luat-o abuziv. Ei de unde aici, domnul primar, părerea mea este următoarea. Cred că ar trebui să vă uniți mai mulți primari din zona respectivă cu astfel de probleme și să convocați parlamentarii de Hunedoara. Am avut această discuție în urmă cu vreo două săptămâni, am avut o ședință la nivel de județ unde dar am pus ședință, această problemă. Nu ședință, domnul primar! Nu, ședință! Putem discuta cât vrem. Memoriu, bine, concret, măsuri. Nu, trebuie să vină. Domnul nu mai vine de la București fără să rezolve cu un document, cu o notă de fundamentare, o modificare a legii în care să se clarifice lucrurile. Să nu mai vină la dumneavoastră, dar are rost. Dar asta nu e posibil, cetățeanul are un teren lângă pădure și să trezească 5-6 metri cum au crescut pădurea să-i borneze direcția silvică. Unde să văd? Stâlpii de gard, nuci, pădure, avem o problemă. Și pădurarul vine și o bornează. Aici avem o problemă, pentru că ei și-au construit legislația așa cum au avut relații, pentru că cei care trebuiau să vă vegheze dumneavoastră în interese, nu v-au băgat în seamă. Faceți-vă asociațiile comunelor, umblați prin comună, din comună, adunați-vă primarii care aveți astfel de situații, căutați niște specialiști, pentru că vă trebuie și un jurist bun de tot, care să creeze un precedent, că altfel va trebui să mergeți în instanță. Clar, aceste terenuri sunt a cetățenilor, nu a direcției silvice. Pentru că sunt cetățeni care merg și cumpără lemn de foc și dau bani pe el și, de fapt, ei au în proprietate aceste pășuni, aici să zic, mă depășește, sincer vă spun, subiectul ăsta cu silvicii nu-l pot aborda pentru că nu cunosc detalii. Nu m-am pregătit pentru el, dar sunt convins că nu sunteți singurul în această situație. Cred și eu acest Daniele, lucru. Tu ai auzit întrebările astea? Da, păi în zona noastră, cel puțin în zona învecinată municipiului Brat, în toate comunele este această problemă. Deci este o regulă. Și Vața, având 20.000 de hectare, este cu atât mai tare se manifestă această problemă, pentru că sunt și locurile mult mai multe care sunt, în care au apărut aceste litigii cu ocoalele silvice. Aveți grijă că acum, prin înregistrarea sistematică, se fixează niște hotare. Vă atrag atenția că nu le mai puteți rezolva. Păi da, dar aici e o problemă. Ei, cei de la ocoalele silvice, susțin că limitele amenajamentelor trebuie să fie preluate neapărat în lucrarea de cadastru general. Ori nu se rezolvă nimic, pentru că ei au cuprins în amenajamente chiar anexe de ale oamenilor. Și este situația foarte complicată, pentru că... Dați în judecată să desfințați amenajamentul, domnul primar. În situația dumneavoastră, deci în situația dumneavoastră a Comunei Vața, sunteți obligat, urgent, să dați în judecată să desfințați amenajamentul.
Pentru că mergeți pe câteva zone și demonstrați că nu este făcut conform legii, Daniel vă poate obține CF-urile, zona cu carte funciară, și se demonstrează că a fost abuziv. Nu va fi ușor, dar atenție mare, dacă se registrează, și să știți că dacă vor registra drumul național, dacă vor registra calea ferată, nu o să stea de vorbă dacă nu sunteți atent și o să vedeți cum vă pune sub nas să semnați și o să vă treziți că nu mai aveți decât să înghițiți gălușca. Nu o să se întâmple lucrul ăsta la mine. Eu nu o să le semnez nimic până când nu o să... Domnul primar, haideți să înțelegeți un singur lucru. Dacă nu vă apărați dumneavoastră, n-are cum să vă apere Dumnezeu. Dacă dumneavoastră nu faceți tot ce trebuie, n-are cum, pentru că împotriva voinței dumneavoastră nu se poate. Timpul dumneavoastră a trecut foarte repede, domnul primar. Văd că aveți multe localități, multe probleme, aveți lucruri interesante. Chiar mi-a făcut deosebită plăcere să stăm de vorbă. Sper să veniți din când în când. Daniele, o să te rog să-l ai pe domnul primar în grijă. Mă vedem în funcție și de modul în care decurg lucrările. Evident, ca să punem și lucrurile bune, că s-ar putea să fie lucruri bune și trebuie să fim modele și să prezentăm acum. Noi atragem atenția asupra aspectelor ăstora pentru că e foarte important să se înțeleagă odată pentru totdeauna că și la român trebuie să se facă lucruri bine făcute. Aveți ceva de comentat la treaba asta, domnul primar? Nu, aveți perfectă dreptate. Acum eu... Sunt cel care a mai umblat și prin vestul Europei, am văzut ce înseamnă viața de afară și îmi dau seama că lucrurile sunt puse la punct. Ne dorim și noi să ajungem cum este în vest. Și eu cred că dacă este colaborare și oamenii își doresc acest lucru, eu zic că este posibil. Evident, sunt convins de asta și mai ales dacă nu există o aroganță din partea celor care vin să spună că vă fac bine. Așa bine să se țină, nu? Da, doar că eu le-am spus că ei au venit la Vața, nu eu m-am dus la ei. Și trebuie să-mi facă lucrurile așa cum cere legea și cum trebuie să le facă. Adică, deci bine... pe lângă noi, cei care mai lucrăm și la radio, mai lucrăm și pe... YouTube, trebuie să mergeți și la autoritățile dumneavoastră, Consiliul Județean, Prefectură, potrivit legii, prefectul trebuie să ajute un domeniu de importanță națională, trebuie să cunoască subiectul și să ia măsuri. Pentru că dacă nu înțelegem și tolerăm așa, lucrurile vor merge de la sine, implozarea va fi clară. Eu mă bucur că am fost alături de dumneavoastră. Domnule primar, chiar mă bucur că aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume și să știți că trebuie să încheiem pozitiv. Dumnezeu binecuvintează munca celor care cred în El, evident. Și pentru că suntem într-o săptămână în care trebuie să fim mai generoși, să fim mai atenți la toate gesturile noastre, nu putem decât să vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne fi partener în acest concert, să spunem așa. Sperăm să nu fie instrumentele dezacordate, să identificăm patrimoniul nestemat pe care România noastră dragă l-are, să-l punem în valoare și gândiți-vă cât de mult bine ar fi pentru toți cetățenii dumneavoastră dacă ați avea pe drumul regelui la ape termale oameni care să vă caute să se vindece de nenorociri, că sunt multe, nu numai pandemia asta. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat în această seară, vă doresc toate cele bune, sărbători fericite și vă așteptăm la Vața, unde în curând o să inaugurăm și piața agroalimentară și chiar o bursă agricolă. Mulțumim foarte mult, domnului coleg Indreiu. Vă dorim sărbători fericite atât dumneavoastră cât și conlocuitorilor dumneavoastră. Mulțumim. Fie ca bun Dumnezeu doresc și eu. Poftim? Nu, la fel vă doresc și eu sărbători fericite. Mulțumim. Fie ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, pe toți românii, oriunde ar fi, orice ar face, orice profesie ar avea, să facem lucruri bune, să punem în valoare
ce ne-a dat Dumnezeu să administrăm. Doamne ajută și Doamne dă numai bine!